Ce părere aveți despre creștinele care s-au sinucis în închisoarele comuniste pentru că erau violate? Sunt ele mântuite? Eu nu cunosc personal despre astfel de cazuri, dar mă închipui că se întâmplă așa ceva. Și este o mare durere și un mare chin pentru femeile acestea. Și prietenilor lui care au venit și îl condamnau pe Iov fără să se fi pus în situația lui Iov. N-aș vrea să fiu și eu în rolul lor. Pentru că omul judecă într-un fel, dintr-o parte și cu totul altfel judecă când merge, trece prin situația respectivă. Iată, eu mi-amintesc în istoria bisericească pe care a scris-o Eusebius. El povestește despre o prigoană care s-a început în Egipt și iată, el acolo zice că în fiecare zi creștinii erau omorâți crud, descrie niște metode prin care erau omorâți creștinii de te îngrozești. Dar zice că zilnic de la 18 la 25 de oameni veneau în piața cetății în Alexandria și declarau că sunt credincioși și apoi, zice, erau torturați. Mulțimea era nebună, înfuriată și îi tortura mulțimea. Și odată mulțimea s-a adunat seara la un rug și au adus pe o bătrână care era creștină. Și ei i-au zis bătrânii acestea, zice, dacă nu te dezici de Hristos, asta ce vroiau ei să obțină toți. De asta ei făceau toate pentru ca să se dezică de Hristos. Mi-închipui că și ăștia din închisorile comuniste tot de aia făceau, pentru că vroiau să obțină lepădarea de credință a celor credincioși. Și atunci, asta au vrut și ei să obțină. Și i-au zis femeii bătrânii care era. Ei erau în jurul focului, în jurul rugului, mulți, și i-au spus bătrânii, zice, dacă nu te lepezi de Hristos, acum în mod public, atunci te vom arde în focul acesta. Și femeia, zice, a aruncat o privire, i-a privit pe toți, de jur împrejur, și apoi după aceea s-a întors și a alergat și s-a aruncat singur în foc și a ars în foc acolo. Ei, din punctul nostru de vedere, azi putem zice că ea s-a sinucis, dar chiar s-a sinucis sau aceasta a fost o faptă de credință puternică? Deci, vedeți, lucrurile pot fi diferit. Noi trebuie să fim preocupați de un lucru. Iată, Pavel, când era în închisoare în Roma și a scris epistola către filipeni, el le-a spus așa, eu nu știu, zice, mă voi elibera de aici sau voi muri, sunt strâns din două părți, aș vrea și să mor, aș vrea și să fiu eliberat, să vin la voi, că vouă ar fi mai de folos. Dar spune acolo Pavel un cuvânt tare important, el zice, eu vreau ori prin viața mea, ori prin moartea mea, sau și prin viața mea, și prin moartea mea, eu vreau Hristos să fie proslăvit. Asta trebuie să ne preocupe fiecare. Și atunci când lucrurile merg bine, viața este bună, atunci asta să ne preocupe ca Hristos să fie proslăvit. Atunci când lucrurile merg greu, când suntem puși în situații extrem de grele și dificile, noi vrem ca Hristos să fie proslăvit. Deci iată, și vedeți, situațiile acestea sunt chiar tare dificile. Eu, de exemplu, am avut mare întristare să aud despre un prieten al meu, pot zice, dintr-o altă țară, un prieten, un slujitor a Evangheliei, un slujitor devotat, care era bolnav de o boală care avea dureri extrem de grele, dureri de cap. Și omul acesta, el nu a rezistat și într-o zi când a ieșit soția și copilul a plecat de acasă, el și-a pus capăt zilor, el s-a sinucis și a fost o durere așa mare și pentru el și pentru familie, dar interesant mi-a spus soția, zice că au un vecin, un preot ortodox care îl cunoștea bine pe soțul ei și preotul acela, zice, a venit cu lacrimi la ea și a spus să fii sigur că soțul tău a fost un om neprihănit, zice, să fii sigur că el ajunge în împărăția cerurilor. Interesant a fost că i-a vorbit omul ăsta, i-a vorbit știind teologia Bisericii Ortodoxe, care nu dă nicio șansă de mântuire celui care se sinucide, dar iată, așa a vorbit omul acela. Însă, iar mă pun și cu situația aceasta a lui Iov. Iov este în niște dureri cumplite aici și Iov foarte mult vrea să moară. El spune, vreau moartea, să vină moartea cât mai curând. Vrea moartea pentru că moartea, cred el, chiar pune capăt la toate durerile acestea pe care le are. Și totuși Iov n-a ajuns până
la extrema aceasta de a-și pune capăt zilelor. Deci asta e răspunsul pe care vă-l dau eu și tare sunt curios ce credeți voi, cei care mă ascultați. Și dacă cunoașteți voi astfel de cazuri care cum să zic, contradictorii așa, care e greu de judecat dintr-un singur punct de vedere sau, cum să zic, de pe o singură turnă.